Nicolae Mărășescu a fost unul dintre cei mai de succes antrenori de atletism din România. A avut o activitate apreciată la loturile naționale, unde a antrenat sportivi pentru marea performanță. Printre cei formați de el se numără Doina Melinte, Dan Bettini, Fița Lovin, Natalia Andrei și Petru Drăgoescu. A fost antrenorul român cu cele mai multe medalii câștigate de sportivii pe care i-a antrenat la principalele turnee atletice internaționale la nivel de seniori. Peste 26 de medalii, dintre care 2 la Jocurile Olimpice, 7 la Mondiale și 17 la Europene. Pentru aceste performanțe a primit titlul de antrenor emerit. A fost antrenor federal la Federația Română de Atletism timp de 11 ani, secretar general cu 3 mandate și membru al Biroului Federal timp de 30 de ani. În paralel a publicat 23 de cărți și anuare sportive.